Sperăm că nu o să uiți de voi, vedetul între surori și frați. Sperăm că v-ați îndrăgostit de folclorul nostru și de sub Carpați. Sperăm că nu o să uiți de noi, vedetul între surori și frați. Bine ai clicuit la acest videoclip, ăsta e Mindful, eu sunt Andrei, iar să vorbim despre cum este să învățăm de acasă și cum ne impactează pe noi învățatul de acasă, școala online. În parcursul videoclipului voi numi elevii și studenții cursanți, pentru că așa am găsit în articolele mele științifice pe care am făcut research în acest videoclip. Ce au zis aproximativ 100 studenții sau elevii la începutul pandemiei, de când s-a implementat școala online? E mai convenabil, hai că nu durează atât de mult, e mai ușor și îmi place anonimatul, că nu trebuie să răspund mereu, nu sunt pus față în față cu profesorul. E mai chill. E, cu toate astea, după câteva luni în pandemie și școala în pandemie, toată lumea a început să zică vreau să mă întorc înapoi, nu mai suport asta, mă putisesc, nu am motivație. Puțin paradoxal, nu-i așa? E, oarecum da, dar oarecum nu. Școala online este un proces de schimbare brusc. Indiferent dacă liceul sau facultatea au loc, orele au loc sau nu au, totul este sub semnul întrebării. De ce? Pentru că avem o stare de incertitudine. Nu știm exact ce să facem. În cazul dat cu școala, se face o săptămână da, una nu. How is that working? Ce vreau să accentuez acum este o, mai degrabă o normalizare a noastră. E normal să ne simțim în felul ăsta, pentru că pandemia, dar învățatul în pandemie, ne dă starea asta de incertitudine, de anxietate, de o ușoară frustrare. Pentru că e normal. Facultatea se face online, școala se face online. Cu toate astea, nimic nu se compară cu o relație directă între elev-student și profesor. Well, trebuie să facem ce trebuie să facem. Well, it is what it is. O parte a dilemei motivaționale a COVID-19 este eficacitatea orelor online, care este una ambiguă. Unii profesori și studenți consideră că învățarea online este o pierdere de timp. În plus, este de menționat faptul că unii cursanți sunt defavorizați în ceea ce privește o conexiune stabilă la internet sau aparate prin care poate să fie învățați. Asta fiind laptopul sau tablet. Well, în România, dacă aveți laptop, dacă aveți tabletă, dacă aveți o conexiune la internet, trebuie să fiți recunoscători pentru că o aveți. Pentru că mulți copii și studenți, de ce nu, nu au acces la lucrurile astea. Practic nu au acces la educație. So be thankful, just saying. Este eficientă învățarea online? Păi hai să vedem ce spun articolele științifice. Avem și părți bune și părți rele. În cazul situațional de acum, tehnologia ne ajută și ne dă un boost în ceea ce privește învățarea pe termen scurt. Computerele, laptopul, tableta, aparatele în sine ne stimulează mult mai mult să învățăm pe termen scurt. De ce? Pentru că noi stăm mereu pe gadgeturi, stăm non-stop pe telefon și ne este familiar și învățăm rapid diferite lucruri. Însă, pe partea cealaltă a monedei, pare însă că învățarea online reduce transferul de informații. Transferul de informații învățate, de la profesor către elev sau student, către cursant. Dacă se reduce transferul de informații predat, practic informația respectivă nu este atât de mult împământată în mintea noastră. Rezultă o valoare mai puțin practică în informația predată. În plus, cursanții raportează o satisfacție mult mai mică în ceea ce privește învățarea online. And let's be real, chiar așa este. Acum, cum putem noi să ne facem să ne simțim mai bine și să facem din asta un lucru bun? Pentru că nu e totul negativ. Acum nu vreau să spun că am inventat eu apa caldă sau focul, dar avantajele faptului că suntem acasă sunt faptul că putem să ne ridicăm oricând, putem să luăm snack-uri, putem să bem ceva dacă ne sete, putem să ne mai dăm pe telefon, putem să ne uităm pe geam și putem să facem diferite lucruri ca să ne țină focus acolo. Dar asta, în ideea de a uita absolut de tot și a intra în reverie și să nu mai fim atenți absolut deloc la curs. Pentru că este o tentație foarte mare să ții ochii de la laptop și să faci orice altceva. Well, partea tricky aici e că noi avem controlul. Dacă vrei să te uiți în ecran și să fii atent, well, vei fi. În cazul în care educația se întâmplă, nu vorbesc de situații în care nu există aparatură și alte chestii. Cât de stupid sună și pueril ceea ce spun acum, dar are un impact foarte mare asupra stării noastre, în general, stării de well-being. Nu uita să mănânci apă, nu uita să bei apă, să mănânci mâncare bună, să dormi bine și să faci sport. Ăștia sunt pilonii, cei patru piloni au unei vieți sănătoase. Au unei vieți sănătoase atât fizice cât și mentale. Ridică-te de pe scaun, fă două genuflexiuni sau fă o flotare sau orice cât să te țină engaged acolo. Încearcă să mănânci, dar să mănânci puțin mai puține snack-uri și să încerci diferite chestii mai healthy, pentru că tot stând îți vine să mănânci sau să bei sau să faci diferite alte lucruri. Nu uita să bei apă, ne deshidratăm foarte mult, mai ales că doar stăm pe scaun și suntem atenți cu căștile sau unde doamne iartă mă vom fi noi.
Este frustrant, poate deveni frustrant a sta non-stop pe scaun. Și da, făceam asta și înainte. Dar acum e un adaus, e un adaus ciudat. Nu știu care, pentru că nu prea este explicat și nu prea ne dăm seama de ce ne simțim așa, dar ne simțim. Asta și pe lângă toată perioada cu pandemia în care ne-a încărcat bateria de anxietate la maxim. Și unul dintre cele mai importante tipsuri, dacă pot să spun așa, este nu te stresa mai mult decât este cazul. Pentru că și așa suntem cu nervii la pământ în perioada asta și suntem puțin mai frustrați, puțin mai anxioși ca de obicei. Nu încerca să te stresezi pentru lucruri care nu au rost. O altă parte interesantă la învățarea online este faptul că profesorii, indiferent că sunt la facultate sau la liceu, predau mult mai mult. Și este o tendință de a preda mult mai mult din dorința de hai să fie bine, să nu fie puțin, să fie mult, să nu fie insuficient, să fie suprasuficient. Suprasuficient. Eu o să vă ofer un curs. Este sponsorizat? Nu e sponsorizat. L-am găsit pe net, mi se pare foarte smart, foarte bun și oarecum că stăm foarte mult cu ochii în laptop, practic eu vă propun tot o chestie care are legătură cu statul laptop, dar credeți-mă că merită. Este un curs online de la Oregon State University. Vorbește despre sănătatea mentală și cum să ne păstrăm sănătatea mentală în pandemie. Sunt niște informații psihologice enorm de interesante și cu un bagaj foarte mare de informații. Partea bună este că e gratis și puteți să vă înscrieți. Aveți link în descriere. Mai exact, primul link, pentru că mai sunt și altele. Este un curs destul de lunguț, dacă pot să spun așa, dar credeți-mă că merită. Și eu în momentul ăsta îl parcurg. Și ne ajută să căpătăm o perspectivă mult mai largă a ceea ce înseamnă pandemia și ce înseamnă noi și ce înseamnă sănătatea noastră mentală în perioada asta. Psihologii care au făcut cursul ăsta vă vor ajuta să vă faceți față emoțiilor, să găsiți diferite mecanisme prin care să puteți să faceți față și să nu uitați să comunicați toate nevoile astea. Se numește Punch Through Pandemics with Psychological Science. Asta a fost Mindful. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să dai like, share, subscribe. Am Insta, am Facebook, am filtre pe Insta. Iar un mic detaliu, update la final, mi s-a stricat laptopul. Încerc să postez și sunt destul de tristuț pentru că am laptopul vechi și merge destul de greu, dar I try to put out content pentru că am făcut un lucru, am zis că postez luni, joi și duminică la ora 6. And I try to keep my word. Să vedem cum a funcționat editat acum filmarea asta pe laptopul vechi. Sper să meargă ușor. Nu uita, you are mindful, we are mindful. Pa! Mă duc, fac kilometri deci merg, nu mai să ajung, că pot să bag drum lung, pot să merg departe, simt vibe bun, mă adun cu gândul, când mă așez lângă un frate și încerc să compun din suflet, că ăsta ne-a fost norocul, mândria noastră scopul, fiind comun sfințește locul. Nu o să uiți de noi, legături între surori și frați, sperăm că v-ați îndrăgostit.